structura Poliției de Frontieră, înființată luna trecută prin ordinul ministrului Traian Igaș, este condusă de o echipă managerială cu experiență, prezentată astăzi într-o conferință de presă. Inspectorul șef, comisar șef de poliție, Marius Popara, a vorbit despre noua viziune a Poliției de Frontieră, cum vor fi împărțite atribuțiile și ce presupune această schimbare. Noua viziune pe care Poliția de Frontieră o are, să asigurăm liniștea de care trebuie să se bucure fiecare român. Noul inspectorat teritorial are 15 sectoare în subordine, din care până în prezent, începând de vineri până aseară târziu, am evaluat 12. Și mâine vom evalua și județul Dolj cu cele 3 sectoare care au rămas, astfel încât expertiza noastră și a colegilor pe care îi avem în echipă să spună cuvântul și să înceapă să funcționeze acest inspectorat teritorial cât mai repede. Din noua echipă managerială mai fac parte comisarii șef Mihai Șerban și Ion Tudorache. Cei din jurul meu să mă perceapă ca pe un sprijin, atât în ce privește colegii, cât și societatea civilă, cât și cetățenii. Și, după cum spunea și colegul mai devreme, suntem deschiși sugestiilor și propunerii. Eu, împreună cu colegii mei la structura pe care o conduc, stăm în spatele acestei activități, în sensul că trebuie să asigurăm tot ce trebuie ca această activitate să se derulează în condiții normale. La întâlnirea cu presa locală, noul inspector șef a declarat că vrea să schimbe modul de lucru al polițiștilor de frontieră. Vreau să dispară acea blazare și acel conservatorism care se identifică la oamenii care lucrează de mult timp într-un loc.